Așadar, dragii, iată, am revenit aici la familia aceea care v-am spus că am adus, mătcuța tânără, pe care am băgat-o în acest nucleu besmeticit. Am fost rama și am constatat că matca se plimbă lejer, deci nu este, iată chiar și-a uat, deci a ieșit dintr-o celulă, deci n-are niciun stres. Am reușit și cu asta, deci iată că se poate. Dar ce am făcut? Pe cele trei rame care le aveam aici, care erau pline cu trâmplări, cu el de trâmplări, le-am curățat, le-am dat de lucru, am pus hrănitorul ăsta care era din înmulțitorul același, cu rama asta de aici, pe care s-a aflat matca. Este rama pe care a lucrat matca aceasta, este puietul ei. Da? Și lângă cele trei rame am avut o diafragmă pusă. După aceea am pus rănitorul, am pus și un pic de sirop ca să aibă preocupare, deci albina e fermentată cu curățenia. Acum am scos diafragma. După ce am văzut că matca este acceptată, am scos-o și, iată, spuneam că se prime. Asta este marele dezavantaj, că e iute față de albina, matca bătrână, asta riscă să, ori să o pierzi, poate să și zboare. Deci mi s-a întâmplat chestia asta. Dacă am stat prea mult așa, poate o pățești chiar acum. Mi-a s-o desprins. Zburat, salut! Să nu mai cobesc, să mă bagă ușor. Am să las camera deoparte. Spațiul este numai de o... Ia să vedem, poate o prindem chiar și ouă. Nu mai... Trebuie numai că nu... Deci este clar acceptat, adică e mai mult pe albina ei, cealaltă are treabă. Sper eu mâine, când o să vizităm din nou, să fie totul în regulă. Sigur că și așa au șanse foarte mari să fac treaba asta altfel. Adică cum altfel? Să folosesc proprietatea biostupului. Mă duceam în spate, o introduceam prin buzunărel, însă nu toți aveți biostupul și nu vă puteți bucura de șansele acestea, de șansa asta imensă pe care o poți folosi la introducerea unei măci. Aici am făcut-o așa, în modul tradițional, în modul acela care se întâmplă ție acasă, ca e lada, familia besmeticită, și ce te faci? Ai un mătcuț undeva, cum procedezi? Altfel eu puteam să fac cum? Prin spate, pe aici, chiar aveam ochiurile la dispoziție, mă duceam mai întâi cu ochiul ăsta de miros, după care veneam cu cel hanemanul, da? Și albina circula dintr-o parte în alta, deci fără, cu șanse 100%, fără nicio emoție. Aici am avut ceva emoții, nu neg asta. Dar e frumos, fără discuții, e frumos când reușești. Acum v-aș arăta cum o introduc într-unul care, să vedem, 42, parcă da. Să vedem cum introducem într-unul care are aceeași problemă, dar folosind biostupul. Deci, am să viu în partea asta Deci în Buzună Reală am spațiu, nu pot să nu introduc, dacă mi-a reușit acolo când am fost foarte aproape, dar acum când sunt așa departe. Deci dacă viu cu nucleul respectiv și-l plasez în spatele hrănitorului aici, albina circului, feromone se vor duce și totul va fi 100% o reușită. Da? Deci am să fac asta cu ușurință pe care voi o bănuiți și cu siguranță totală. Așadar, dragilor, biostupul îți oferă posibilități foarte mari de lucru, dar și în situațiile în care tu te afli la început, în care ești pe stupul tradițional, n-ai posibilitate și totuși probleme sunt, uitați, sunt într-o stupină mare, apar fel de probleme. Și atunci, la întrebările acestea care tot mi le puneți și mă întrebați, nu vă pot răspunde individual, că mi-e greu, dar vă răspund prin filmulețele acestea care le fac și voi acum înțelegeți că puteți să reacționați pe măsură. Da? Deci, cât mai departe de cuib, pus și o diafragmă, ceva, încât ușor, ușor să ne apropiem cu rama aceea pe care s-a aflumat, ca rama sau două rame, dacă e pe două sau pe trei, cu atât mai bine. Dacă e pe o singură ramă, e un pic mai dificil, dar merge totuși, ați văzut. Eu am avut pe o singură ramă matca și m-am descurcat. Și cu hrănitorul din înmulțitor, știți bine că acolo încape pe o ramă și cu un înmulțitor, și cu un hrănitor de acela, da? Cam asta. Vă mai povestesc că ori de câte ori mai apare câte o chestiune. Cu mult drag vă spun ce lucruri mai reușesc să pun la punct, să vă puteți folosi de toate informațiile astea. La revedere, dragilor!